Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Emisiunea noastră de astăzi cuprinde momente și evenimente din viața culturală și spirituală a românilor de pe aceste meleaguri bănățene. Vă dorim în continuare vizionare plăcută! Orice veste minunată în Bifleem ni s-arată. Astăzi s-a născut cel fer-de-nceput, cum au spus să bem una, uite, a ajuns și sara de, ia ca să fii cu tine, a ajuns și sara ajună de Crăciun, apă, Doamne, ajută. Iconia, fata mea, duce, adă sorsamul, e măsărița, știu ce, cât a fân, ca să încinge masa, așa cum se obișește. Apu, Doamne, ajută. Așa, pune sorsamul, e sub masă, după cum e obiceiul, adă și cât a fân și măsărița. Așa, tata bunul, ajută și tu numai câta. Așa, aruncă și pe jos, bun, așa. Așa, bun, adă și măsărița, acum să punem, să cinem și aia. Și după aia să ne apucăm câta să... Copii, dar voi vă știați acolo? Da! No, bun, atunci, vigeți să nu îmbărdați bunariul ăla, că e prea fain. Da, așa. Ia să vedem să stea cum trebuie, să nu ne cadă, nu? Așa, ai adus și colacul, bun atunci. Așa. Apu, tata bunul e după obiceiul nostru care e, hai să bem întâniuna și după aia să vedem. Iconia, părăcește tu și ina până noi, ia ca mai bem una. Copii, hai dați voi acum, veniți aici la masă să ne... Hai să ajutăm tata bunul și noi, asta că nu face fata singură, ce să face, nu? Ia că niciun noi acum... E, numai înainte, de... înainte să ne pune la masă, muzei să rupeți colacul. Să vedem unde-i banul. Ia să vedem așa unde-i banul. Vedeți, stii? Hai, treceți aici, rupeți colacul. Ia să vedem așa unde-i banul. Nu trageți, rupeți frumos colacul, așa, hai da, rupeți așa colacul, ho, ho, hai da, trage, ha, ha, rupe el, iu, ha, unde-i banul? Prietul sau? O, putu, tot am o să ai bani acum, ha? Bun, atunci, ține banul acolo și hai da, treci la masă, treci tu la masă, așa, stai jos, îi bănii, o adă mâncarea ca să mâncăm și noi. Stai jos, copii, așa. E cu mince, așa, ia ca și păsula, cum e obiceiul la noi de aia. Copilul bunul, înainte trebuie să spună tata bunul, tatăl nostru, așa e obiceiul la noi. Numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Ducami. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfânțească-se împărăția ta, fie voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm păcătoșilor noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Doamne, ajută-ne. Amin. Copii, vă scoateți. Ia să vă rupă. Tata moșu, numai după obicei trebuie toți să mâncați ca să fiți bărbieți prăștan. Așa, câtă pită și goală. Așa. Eu dau puțin, Dumnezeu să ne dea mult. Eu dau puțin, Dumnezeu să ne dea mult. Poftă mare. Așa. Scoate cu tu, aia. Iconia, duce-te rogată în ușile aia ca să aruncăm și în ușile, să vedem că copiii sunt pregătați. Mă duc, tată. Nu. Ei, ați mâncat copii? Ia să vedem acum care prinde mai mult ce în ușa strânge, ha? Ia să vedem. Opa! Cam mare clăpăsiu la tata moșu. Apu, nu mai este. Care mai mult cenușa de strânsă? Ia să văd, ha? Eu! Mă uită de-n voie mai mare decât aia, ha? Eu n-a să-ți venit. Na, bun, așa. Eu de așa... Vrei să vii mai bărbat prăstan. Tata bunul, ai mâncat? Da. Apoi, Iconie, fata mea, poți să strângi masa? M-a strâng, tată. Așa. Ia că-ți ajută și tine. Hai. Bună seara, lua jur, că-i mei bună dumneavoastră. Când spun cur copiii după ei, oilele noase, vașilele toase, porci și grașe ușurase, mâșe gata sănătoși. Cârnați, cârnați, ești gazdă de nedat. Lopăciță, lopăciță, ești gazdă călizdoviță, șonc, șonc. Ești gazdă, că ni sunt com. Govri, govri, ești gazdă, că ni fri. Ne dați sau nu ne dați? O, vă dăm, cum să nu vă dăm, dar câți viți? Păi, gazda, Iordanie, pusniți vreo 7-8. Ia să vă văd, ia vă băgați și cât anumite vă văd. Apucă, mi-s mai puțin decât ce ai spus, mă. Iconio, adă să ne dăm. Copilul mic trebuie să mânce să crească. Așa, de-aia la toți cât a cărnați. Eu. Dar puțin. Anuța. Anuța. Deși e pășine și așa de rușinoasă, Anuța. Așa, de-aia la toți cât a... Băsălică. Dar toală cu el. Bun. Bagă-l în straiță, da, să vedeți să nu vi-l fure pătun. Să vă prindă banda altă să vi-l fure, ha? N-ai grijă. Nu, că ia mare, să ia mare cu ei, îi păzăște. Cât ce râmburi plecați, atâția galbi la gazda prămasă. Vă mulțumim. Să trăiți, să vin și anul. Să bună, vinim, gazda veselică, vinim. Sara bună, sara bună. Prăstăgeala, n-a-n voie, prăstăgeala, n-a-n voie, o strandă fir, răsare. Prăstăgeala,
mare bine că ați venit, nu, uite că stăm singuri. Măi, gazda, Iordane, nu știi că tot anul venim la cine, că știm că ai răchie, dar bună, nu? Ia că nu un par de răchie. Dar eu vă aștept să batem un rând de rams. Măi, gazda, mă zic că... Să poate, să anul de bun am educat. Dar ăsta a fost mare becher pe vremea lui și de-aia vrea să jase. Hai, dar pentru că eu mi s-ar mai cine, eu le împar. Da, cu 10 cu 40. Cu 20. Mai înainte, da, hai să bem un pahar. Hai, dacă e. Hai, da, ce ia, că ne vin sărbătorile și le petrecem în pace. Da, mi-ajută. Hai, dar pace și căci. Nu vezi că ta da bună abia așteaptă. Donată că cine se scadă. Dai de lucru. Ia și tu, gazda Iordane. Ia ca joc, avem un hai, dar vine atunci, mergem la roșu. Ia, care mă ajută. Toată lumea, pe voi vreau să mă faceți placa. Eu mă fac. Eu îl ajut. Cine ce vreau? Trei. Și eu îl ajut. Hai, eu trei. Ia, că ai trei destul, voi doi. Bine, atunci. Să mă hai, dar până jucăm. Hai, da. Până jucăm, ar putea să da două și la o cățare, nu? Ia, că numai să gătăm. Hai, da. Cu craiul. E, să vedem care călărește. Hai, da. Nu, dar atiog, gazda Vasilică, hai, da. Ticvă! Dar nu face cu ăsta. Nu, Vercuza, ai un tic, nu o faci cu cel haină. Hai, dar lăsați, hai, mi-ai dat cu cântarea, hai, dar lăsați, să-i zi. Hai, una de la bușul mi-e vecine. Pentru voi le-a găne-carul, eu cu mândră ducă-mă. Pentru voi leagă-ne carul, eu cu mândră duc amarul. Hei, hai, Linoianu, hei, hai, Linoianu. Hei, dacă mă spune să ne ajute eu cu voi. Și cu mândra mea iubirea. Am zis să nu vinem voi. Or fost vremuri frumoase. Cu voi ocoream. Și cu mândra mea iubirea. Să mergem acasă, că s-au făcut și zăvă și trebuie să o rădim. Dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm, am plecat să colindăm, dom-dom să înălțăm, când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm, când boierii nu s-a acasă, dom-dom să înălțăm. Mătușă! Iconiu, vezi că vin văruță de ei, hai la tăi și așteaptă-i. Hristos s-a născut! Adevărat, bine că ați venit, hai să vă adevărat că s-a născut. Ia pune-i să stea acasă, să stea să vigem cum o să avem noroc ca găinia noastră. Con-con, piu-piu! Con-con, piu-piu! Con-con, piu-piu! Să dea Dumnezeu să ne stea acasă, cum stați voi pe scală. Igonio, prăgăcește acum câta, prăgăcește cârnațul și aia, până tu prăgăcești, hai, dar eu să-i dau un ban. Spune ce mi-i face sora mea, cum e? E bine? E bine. E bine, așa, uite, teoica voastră ține câte niște bani, ține și tu, ține și tu, așa, Igonio. Așa, să vă dau cârnaț, că ați fost așa. Și nu își pune-le, așa. Mâncați-ne mâințe pui, prăstan. Da, ca și țăie. Mâncați în cârnaț. Așa. Mulțumim! No, sănătate! Sănătate! Igonio, prăvecește și tu, ia straița, pune colacul și cârnațul și haide să te duci pe masoră mea. Duc. Hai, meiuce. Ține acă aici să-i dai și banii acă aici să-i dai. Pune-i multă sănătate, spune să mai geacă pe la noi. Gazda Iordane!
Ștefane. Acasă nici. Bă, uite, am venit să vă cântăm cu treacul și să vă urăm sărbători fericite. Da, vă mulțumim, Hristos s-a născut. Adevărat că s-a născut. Cum să nu? Cântați-ne. Scoală, gazdă, nu dormi, Domnului, Doamne, că nu-i vremea de dormite, Domnului, Doamne, îi vremea de veselite, Domnului, Doamne, că Crăciunul i-o vinite, Domnului, Doamne, cu pom mare înflorite, Domnului, Doamne, bune-i bună oaia bună, Domnului, Doamne, că vara ce îndulcește, Domnului, Doamne, și iarna ce încălzește, Domnului, Doamne, bune-i bune-i calul al bune, Domnului, Doamne, că ce duce și ce-aduce, Domnului, Doamne, în vieție și-n trezie, Domnului, Doamne, dar el trebuie potcovite, Domnului, Doamne, cu potcoave de colacă, Domnului, Doamne, și cu cunie de crânață, Domnului, Doamne, și cu o flașă de rechie, Domnului, Doamne, la gazda de bucurie, Domnului, Doamne, cu o fi gazdă mult de sare, Domnului, Doamne, de când noi îmblăm prafare, Domnului, Doamne. Apoi, gazdelor, să vă petreceți sărbătorile în pașă, să vă răgească locurile, să vă fie ce marva și să aveți multă sănătate voi și copiii voștri. Da, vă mulțumim, dar cred că e frig pe afară și puteți să vă încălzeți, pare bună. Băi, gazdă, el da nebunii. Se poate, se poate. Și că tu ai rechie, dar bună. Așa. Mai Dani, dă-ne pe o flașă acasă. Lasă să povească acum, dar dacă vreau. Haideți să trăiți la mulți ani și să vă petreceți sărbătorile în pașă. Să veniți la anul. Să mai treceți, să aveți caise. Băi, gazda, veselică, cum? Avem, avem, avem. Da, iată și-o pașă, să aveți cu voi. Se poate, se poate. Așa. Apoi, că-i de dodă, mă. Mulți ani frumos și o să venim și la anul. Este, că e gazda, dar e bine. Da, cum să nu, cum să nu. Sara bună. Sara bună. Sara bună. Primiți seama noastră în casa voastră. O primim, cum să nu primim? Hristos s-a născut. Adevărat că s-a născut, poftiți. Hristos s-a născut, hai că? Hai la copii. Intrați, intrați copii. Aseară când m-am culcat, am visat un vis ciudat, că cerul s-a deschis și-mi părea ca o prin vis, cum s-a născut Mesia din Fecioara Maria. Prea puternic împărate, s-a lățit faima în cetate, că pe aici ar fi venit trei crai de la răsărit, și întreabă, ispitesc pe oricine întâlnesc, unde s-ar fi născut un crai domn fără de început? Dar la această întrebare, răspuns nimeni nu are. Mergi, te caută și-i cheamă ca să dea aici seamă cine sunt și ce voiesc în țara ce împărățesc. Am înțeles, onorate împărate, am înțeles. Fraților și regi măriți, vă rog să binevoiți să luați o steneală pentru a da socoteală împăratului Irod, unde s-a strâns mult norod. Crailor din răsărit, vă zic, bine ați venit. Mulțumim. De unde veniți și unde călătoriți? Cine sunteți voi și cum e numele vostru? Noi, împărate, am venit tocmai de la răsărit și umblăm cu adevărat după noul împărat. Al meu nume e Gaspar, Smirnă îi aduc în dar. Dar tu ce știi și cum te cheamă? Împărate, să trăiești, sănătos să împărătești, că noi știm cu adevărat că tu ești mare împărat. Însă, ca să știi mai bine, noi nu te căutăm pe tine, ci umblăm întrebând de cel născut de curând.
O, stea strălucită, prea frumoasă și vestită, am văzut-o la răsărit și după dâns am pornit. Cunoscându-i ce folos ne va duce Hristos. Eu, Melchior, mă numesc, cu tămâie îl dăruiesc. Dar tu, ce știi și cum te cheamă? O, eroade împărate, să trăiești cu sănătate. Însă, de voiești să știi, noi suntem crai cei trei. Eu sunt astronomul Baltazar, Melchior și Gaspar. Am venit să cercetăm și pe Hristos să-L aflăm. Lui noi să ne închinăm și apoi, ca în semn de mulțumire, să-L dăruim cu aur, smirnă și tămâie. Văd că sunteți crai vestiți și acum știu cum vă numiți. Dar mă mint ce ați cuvântat și de care împărat? Ce împărat poate să fie să-mi ia mea împărăție? Că eu sunt un împărat mare peste toată lumea tare și de la o lovitură toată lumea se cutremură. Mergeți, dară și întrebați și cu din adinsul căutați și dacă îl veți afla bine, ia să treceți pe la mine, ca de grab și eu să merg și la dânsul să alerg, să mă închin cu cap plecat ca unui mare împărat. Așadar, noi vom pleca și pruncul vom căuta și dacă îl vom afla, noi iarăși pe aici vom da. Noi această știre să ți-o spunem și ție. Fraților, să ne gătim și după stea să pornim, căci iată, ea ni s-arată și pe care ne îndreaptă. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, ascultați ce vă spun eu, să nu mai dați prin cetate, ci să dați prin altă parte, ca nimic irod să știe despre dulcele Mesie, căci El a dat în rău să-L omoare pe Dumnezeu. Urmați în calea. Pe mine mă ia minune că umblă cu înșelăciune, însă spune ce vei face dacă nu se vor întoarce. El este de a-mi ajuta. Pe toți pruncii voi tăia. Tăiere, tăiere, groaznică tăiere, poruncă să se împărtășească la armata împărătească și nici glumă ca să fie, ci cu din adinsul se taie prunci până la 2 ani, fără milă. Am înțeles, onorat împărate, am înțeles. Soldați, ascultați ordinul împărătesc. Tăiere, tăiere, groaznică tăiere! Înălțate împărate, acum toate s-a aranjate. La porunca ce ne-ai dat, niciun prunc n-a mai scăpat. 40 de prunci și la 2 ani ajungi. Ce te-a primejdat. O, iroade tinanoare, ce ai hotărât oare? Să faci groaznice munci, să stingi iuteia de prunci. Tiran rău și blestemat, câine turbat și spurcat, pentru ce să pedepsești, mame, de vii să lipsești? O, iroade, tiran mare, porunca ta ispravă n-are, căci Domnul cerurilor și al neamurilor, pofta nu ți-a împlinit, pe Hristos n-a prăpădit. Această zi prea sfințită și sărbătoare mărite, noi dorim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie. Să aveți zile senine, să petreceți toți cu bine. La mulți ani să aveți foros de nașterea lui Hristos. Slavă pentru cele înalte, toate stelele să salte. Salte cerul și pământul să laude tot cuvântul. Întru ce de sus mărire, la dumneavoastră în casă, bucurie. Orice vei!